În următoarele 24 de ore, în țară, cerul va fi norat. La Briceni și Soroca vor fi 4 grade, iar la Bălți, Orhei și Tiraspol cu unul mai mult. La Leova maxima va fi de 6 grade, iar la Comrat și Cahul sunt anunțate 7 și respectiv 8 grade Celsius. În capitală, în următoarele 24 de ore, cerul va fi norat. Ziua vor fi 5 grade, iar noaptea 0. În următoarele zile, vremea se răcește simțitor, iar termometrele vor arăta ziua până la 6 grade Celsius. Noaptea sunt anunțate între minus 5 grade și 2 grade cu plus. Pentru sâmbăta viitoare, meteorologii promit primii fulgi, însă pe parcursul zilei, ninsoarea s-ar putea transforma în lapoviță. În următoarele 24 de ore, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil, iar pe alocuri va ploua. La Madrid, cerul va fi variabil și se așteaptă până la 20 de grade Celsius, cu 2 grade mai puțin va fi la Roma. La Paris și Londra vor fi 9 grade, 11 grade se vor înregistra la Berlin. La Viena și Belgrad vor fi 12 grade, iar la Praga și Budapesta câte 10. La Varșovia sunt anunțate 11 grade și se așteaptă ploi. La Ankara vor fi 10 grade, iar la Atena până la 16. 9 grade vor arăta termometrele la București. La Kiev sunt prognozate 3 grade, iar la Moscova vor fi 2 grade Celsius.